Bine v-am regăsit! Astăzi la Rețeaua de Idole aș spune că avem o ediție specială pentru că ne întâlnim într-o zi de sărbătoare și mai mult decât atât, pentru că de data asta venim din nou cu aceeași provocare. De a descoperi despre un om despre care ni se pare că știm aproape tot, ce n-a știut nimeni niciodată. Vom începe, așa cum s-a mai întâmplat și la alte ediții, cu un mic chestionar în care invitatul nostru de astăzi nu se va dezvălui de la primele imagini. Vă spun la început că este un artist. Un artist care aduce multă bucurie atunci când e invitat să cânte undeva, dar un artist despre care, la un moment dat, am putea să ținem minte faptul că a declarat următoarele. Mie, dacă mi se clatină un nasture, fără să exagerez cu ceva, mă ridic din pat, îl cos și apoi adorm la loc. Doamnelor, domnilor, să închidem puțin luminile și ne întoarcem imediat. Prima întrebare. Dacă ați face o călătorie în timp, în ce perioadă ar fi și de ce? Perioada de vacanță. Fredonați o melodie pe care ați auzit-o în copilărie. Bună ai venit, gărgăliu, te-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 da. Cu lesta mea pe târziu, te-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 
mai de ceva ani nu mai gătesc, nu mai servesc. Dansul preferat? Dansul popular. Persoana fără de care nu ați fi ajuns ceea ce sunteți astăzi? Dumnezeu, în primul rând, și televiziunea română. N-aveți un om căruia să-i mulțumiți? Dacă mă întorc în anii copilăriei, să mă întorc în clasa a patra, când eram în sat, și când de la un patefon învățasem Bunul Vinul Gheorghiuleu, singurul patefon din sat, lumină electrică nu era, era pe... și un singur aparat de radio pe baterii, atunci, la serbarea de sfârșit de clasa a patra, învățătoarea spune, ei, dansuri avem, poezie avem, dar cineva să cânte muzică populară avem? Dar eu mai cântam prin pauză așa. Și toată clasa într-un cor, Laura, nu eu, nu, băi, parcă mi-era jenă, nu avem curaj. Dar e tot, pa da, cântă tot timpul în pauze. Și... Laura Lavric, ea e invitata noastră de astăzi. A fost greu să ținem întunericul ăsta și nu era niciun mister, pentru că oricât da. Te-ai străduit, Laura Lavric, să pierzi accentul din da, Bucovina, da, nu, e imposibil. Nu, nu pot eu să mă schimb sub nicio formă. Nu, n-am cum să mă schimb. Am aflat cu stupoarea, zice, puțin mai devreme, că la toamnă, pe 20 septembrie, Laura Lavric, nu știu cum să zic, bucuria asta de om care aici e, dincolo apare, ca argintul viu mereu, tot timpul veselă, tot timpul cu o vorbă așa de duh, gata să spun o glumiță, va împlini 75 de ani. Da. Mulțumesc frumos și îmi place să-mi la spun vârsta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând și îmi spun totdeauna că am vârsta pe care o am. Mi-amintesc că de mama spunea câteodată, tu, Laurică, dar ce spune cei care numai atâția ani și așa e dezbărșită pe față ca o cotranță? De ce să nu-ți spui vârsta? Sunt ani tăi să-i mulțumești lui Dumnezeu că ai ajuns. Și dacă o ajunge și 90 de ani, atunci dacă ai putea spune, am 90 de ani. Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Acum oamenii așa de la masa asta de sărbătoare de acasă sau veniți de la plimbare o să zic că îi convine, că uite cum arată, nu prea... Nu prea se văd ăștia 75 de ani pe nicăieri. Da, eu cred că e genetic, să știi că nu prea am cu astea tratamente faciale, să mă duc pe la cosmetică, mă duc numai și îmi fac sprâncenile, să albesc și genele. În rest, nimic. Și, deci asta e marea cochetărie. Da, nu știu să mă fardez. În atâția ani de meserie, dar păi când trebuie să mă fardez eu, este o problemă. Nu sunt convinsă că am reușit, pentru că nu experimentez așa cum alte colege nu ies din casă dacă nu sunt fardate. Și atunci eu spun, trebuie să las fața să respire, așa, și ca să dau o țâră de viață așa feții mele, mă dau cu un pic de ruș, atât. Da. Sunteți stabilită la ea și vreau să spun că de multe ori cred că era să și trec pe trotuar pe lângă dumneavoastră fără să-mi dau seama că sunteți acolo, pentru că sunteți de fapt sub roboada asta tunsă destul de scurt. Da. Sunteți un om care mergeți foarte repede. Da. Aveți mers așa și vreau să spun rapid. Că merg câte o oră jumate, două. În fiecare zi. Și mi s-a întâmplat odată
mă oprește aproape de casă, dar ea nu știa persoana respectivă unde stau, și la mine, doamna Laura, vă rog frumos să vă văd mereu pe jos, așa că n-aveți mașină. Eu zic, da, sunt săracă. Și e săraca cu o dace modestă, așa, și zic, lasă-mă, dragă, zic, eu apreciez gestul, zic, dar nu, că stau aproape, dar tare des vă văd pe jos. Zic, fac mișcare, e sport. Frătăuți, care e o e comuna Frătăuții noi, satul Costișa, de unde, da, chiar din sat. Aproape de Rădăuți? Aproape de Rădăuți, la vreo 14 km numai. Deci de acolo, din Bucovina? Da. Dintr-o casă, da, cu doi dintr-o copii? Dintr-o casă, da, cu două fete. Așa, oameni gospodari, din familii bune, vreau să spun că și bunicii, după mama, erau cei mai renumiți din sat cu cei mai frumoși cai. Asta era, știi cum, concurența între săteni, care are calul cel mai frumos, care are gospodărie cea mai frumoasă, mai îngrijită. Și, mă rog, asta era concurența. Și atunci oamenii din sat, averea lor pentru copii și pentru existența lor, era pământul, pământul, cum se spune în Bucovina. Mai cântam pe acasă cu vacile, cu la treabă, și auzeau părinții mei, Doamne ferește, copilul ăsta, ia uite tot cu cântări. Vine un frate de-al mama și eu am prins o discuție între ei și mama îl sfădea pe fratele ei. Ți-o făcut tu ca gospodăria și tu umbli numai fleaura și ce ai făcut cu banii? Ce ai adus ceva bani? El venise de prin țară, de pe la lucru. Dar el, apa m-a adus și eu. Și eu, tătă, trebuie să vedem ce spune. Și ce ai făcut cu banii? De ce ai adus numai atâta? Ha, da, și să m-am și distrat. M-am dus la restaurant și cânta Maria la Tăreț, o zice, și toți îi bădeau bani în sân. Eu că n-am auzit că și cântare și bani, aoleu, zic, hai. Și un cheșul Gheorghe zice, tu, Laurică, cântăreață să te faci. Mai așa, păi, au venit colectivizarea agriculturii. Eu deja ieșisem un pic la hora satului, aveam aproape în jur de vreo 14-15 ani și au venit colectivizarea agriculturii și apoi am văzut, Doamne, toți săranii, săraci, parcă nu mai știau carte, nu mai știau. Pe toți îi saltam, am văzut pe mama și pe tata cum i-au saltat, nu știi să semnez. Pune eu deștul, el care avea 7-8 clase. Așa, și mare nenorocire pe viața oamenilor de la sat. Ce ne facem noi cu copiii? Și le dăm noi la copii cu ce o să tăți au văzut atunci că tăți o să moară de foame. Bine că nu a fost așa. Ați plecat la o școală de croitorese, nu? Stai să, da. Și acum hai să fac o meserie. Măi, la ce școală să mă duc eu? Deja admiterea la un liceu cam trecuse de un an. Înțelegi? Și mama, mă, să înveț o meserie și mă duc și la croitorii. Acum, apropo, că știu bine să cos nasturi și să fac butoniere, să știi, și știu să trag la mașină. Deci da. n-am greșit că n-am făcut întoarcerea în timp, da. Așa, și mama vine, mă ține la gazdă, mi-aducea mâncare, săraca acolo și de toate cele, și făină, săraca cu traista, păi autobuzele nu prea erau și mai vine uneori și pe jos. Deci oricum se chinuia cu mine și eu întreabă pe maestră, învață ceva cu chila asta mea, croitorie sau ce? A, păi nu știi și învață, zic, și parcă știi să facă niște butonieri, dar tata zi o cântă. Am cântat în lumea întreagă, paduri când ne-ai fost dragă. Am fost ca două surori, tu cu păsări și cu flori, tu cu păsări și cu flori. Cântăreață, eram tătă săptămâna, mă invitau la televiziunea română, pentru că în acea perioadă, când eram la liceu, dialog la distanță între regiunea Suceava și regiunea Argeș. Și în fiecare regiune era câte o comisie de specialiști și dădeau note. Așa. Deci noi executam numărul respectiv și pe urmă era un televizor acolo în sala, în Casa de Cultură și ne uitam să vedem ce note am luat. Așa, și am cântat și toată sala a fost în extaz și eu bucuroasă. Așa. Și apoi, de atunci, da. Ce ai cântat? Păi, am cântat. Tot ai zis bătiți așa, tiri-ri-ri-ri-ri, tot ai zis că m-ai luat, tiri-ri-ri-ri-ri, când s-o coașe, când e pat, tiri-ri-ri-ri-ri-ri, când s-o coașe, când e pat, tiri-ri-ri-ri-ri-ri. Și am cântat frumos și fără, nu, fals, niciodată. Ei, și atunci, de la mine, ne-am decalat noi. Până atunci, ne cam conducea Argeșul și de la mine și de la Lidia Andronescu ne-am dus spre glorie. Nu toată lumea mai știe ce era cu acele emisiuni. Muzica populară și tradițiile din regiunea respectivă. Deci era foarte fain și interesant. Așa. Îți dai seama că nu era lumină electrică și nu erau televizoare și acolo la mine în comună am aflat ulterior
că s-au cumpărat un televizor și pe ăsta baterii ca să vadă dialog la distanță, că erau onoare pentru județ, era o concurență de aia, mă, care câștigă, ca la fotbal, înțelegi? Așa, și mi-amintesc că noi am venit cu trenul personal, care oprește în fiecare stație, și pe tren eram podobit cu cetele de brad, că de, doar veneam din Bucovina, din patria brazilor, și atunci scria dialog la distanță. Măi, și oprind trenul în fiecare stație, mi-amintesc că lumea tăbără la vagon, la tren. Scoateți-o pe copchela și care o cântat aseară așa de frumos, o vedem și noi. Și ăștia mă scoteau pe braț ca pe o papușă. În toate stațiile, unii opre trenul personal, ei tot mă scoteau afară să mă vadă lumea. Și directorul a vorbit despre mine, că Laura Lavric ne-a adus cinste școlii, liceului, nu știu ce, și noi am pregătit că ea va fi o mare cântăreață, o mare artistă, și am pregătit așa. O valiză să-și spună, și ne-a dat o valiză, o valiză să-și spună costumul național. Un material de rochie să-și iei o domnișoară frumoasă, așa, când s-a dus în turneu, până îmbracă costumul național. Așa. O agendă să-și scrie spectacole unde le are. Așa. Un stilou să-i iei autografe. Nu știu cine i-a mai dat. Da, mă rog, a fost emoționant și la dialog la distanță am luat un aparat de radio, premiu, care l-am și acum. Eu țin minte că cu multă vreme în urmă am cunoscut-o pe mama Laurei Lavric. Da. Era venit aici la ea și în vizită și făceați sarmale împreună. Tot așa urma o sărbătoare de Paște și se gătea în familie. Și mi-am amintesc așa un pic, cred că de acolo se moștenește aerul ăsta hâtru, pus pe șotii. Era gata să amendeze pe gospodina numărul 2, adică pe Laura. Da. Să zic o glumiță, dar în același timp se simțea așa mândria aia pe ea, că a crescut așa o fată. Am râs de mamă odată, eram la Rădăuț și cum era simpatică foc. Da, comedioasă. Și era stâlp așa în oglindă și eu trec, dar mama nu știe ce batiș a fost pus ea și văd că rămâne în urmă și se oprește. Ia uite ce slută sunt. Măi, eu când am auzit-o cum a zis, am murit de râs. Am ieșit râsând afară. Dar de ce ai spus mamă așa? Dar până nu vezi și tulpan, ne-am pus așa zbătrână și zbârcită și ne-am mai pus tulpanul ăsta, nu-l mai pun niciodată, că așa eram de urâtă, nu mi-a plăcut cum am arătat. Dar era o cochetă? Nu știu dacă era o femeie curată, ordonată, așa și atentă dacă ieșea da, de acasă. Obsesia asta pentru curățenie, apropo de faptul că am început cu secvența aia în care te-ai dat jos din pat să coși un nasure. Că da, cred că, cum să spun, asta face parte din ordine. Taică-miu era foarte ordonat. Dacă mama uita o farfurie pe masă acolo, el imediat o strângea și o punea la loc. Deci cred că cu taică-miu și fizic și tata niciodată nu și-a arătat vârsta. Da? Cred că și genetic și ordonat. Și asta cu ordine, Doamne, îți spun sincer, când vin de la nunți, de la evenimente, obosită, moartă, intru în casă, îmi lasa valiza, așa, altă papoce, variză decât cea de atunci. Aia nu mai ține. Aia nici nu mai știu cum arăt. Așa, și șterg picioarele la valiză, scot din valiză, pun și este de spălat la mașină, mă spăl, mă aranjez, tot controlez, tot pun la loc și pe urmă mă culc. Și apoi câteodată, asta cred că face o țărâș de la, să zic, o ușoară sclinteală așa. Sau o exagerare. Zic și, eu zic așa, mai bine așa. Exagerat în ordine și curățenie decât în restul, în dezordine. Și dacă mă culc și mi-aduc aminte, am vrut să îmbrac eu bluza aia și parcă a târnat puțin nasturile. Mă scol, îl cos și pe urmă mă culc înapoi. Dacă ne-am adus aminte că ceva nu e în regulă, trebuie atunci să fac. Mai lasă-mă lumii în pașii, să iubesc pișinii în plașii. Nici răuți am făcut, măi, am trăit cum am putut, măi, am trăit cum am putut, of, of. Ai avut cariera unui sportiv, da? Descoperit repede. Da. Care a cunoscut gloria de vreme. Da. Care cumva și-a schimbat viața singur, împotriva familiei și a educației și a tradiției cumva. Da. Chiar dacă până la urmă familia sunt convinsă că a fost mai mult decât mândră de ce făcea fata. Asta înseamnă de la un punct încolo că ești pe picioarele tale. Da. Și că trebuie să arzi etapele. Totdeauna mi-a plăcut să nu depind de nimeni. Cei de care ai fi depins oricum aveau mai puțin decât aveai tu.
corect. Nu, adică în sensul să... Din toate punctele de vedere. Să mă căsătoresc sau să fac ceva pentru un om care are bani. Cât am cântat în America, era un tip care era inginer la o fabrică de asta de piese de aviație, de avioane. Uh-huh. Și vinea la restaurant unde cântam eu și nici el nu era însurat, eu eram despărțită și vai că eu plecut de mine și să rămân în America și să zic că eu nu mănânc blocuri și nici ruburi. Eu mă duc acasă la publicul meu, la țara mea, la pământul meu, pentru că eu am o datorie față de publicul de România și de români, pentru că ei m-au făcut pe mine, m-au creat, să spun așa, nu? Că dacă nu mă iubeau, nu eram eu astăzi Laura Lavric. Și eu am o obligație să le fac o bucurie prin cântecul meu. Da, America a fost o etapă, o haltă, da? Cum ar America spune, cum s-ar spune în Bucovina. Vreau să spun o întâmplare îngrozitoare. Bine, eu, cum să spun, divorțul meu a depins de un bărbat care nu-mi semăna mie, nici măcar pe jumătate. Eu aș fi vrut ca bărbatul și amândoi să facem același lucru. Amândoi să muncim, amândoi să construim, oare el s-a lăsat numai pe mine. Ai povestit atunci, că a fost o perioadă foarte urâtă din viața Foarte urâtă, așa, eu n-am făcut... Erau anii 90. Da, n-am făcut partaj și respectiva persoană a vândut tot și banii lui Victor și partea lui care trebuia să-i o dea, o luat totul și a plecat la Suceava. Deci a trebuit să o iei de la capăt. Nu că am luat-o de la capăt, am stat în gazdă, eu, care eram deja un nume, și am stat în gazdă. Eram disperată. Numai un drum, un fost coleg de-a meu de liceu mi-a făcut chemare și a fost, să spun așa, posibilitatea de a strânge repede bani și îi trimiteam lui Victor, că era student în Iași, și atunci am cumpărat primul apartament. Colegul era stabilit în Statele Unite. Da, era stabilit în Statele Unite. Și el zice, Laura, uite, te aștept și fii atent că, zice, am aranjat de un revelion să fie la Detroit, nu știu ce. Și când te întorci, zice, te pun pe avion și te așteaptă la hotelul Capșa din New York, Udroaică. Acolo era Maria Cornescu și o orchestră cu țambal, cu asta așa, erau la restaurant acolo. Să mă aștepte. Imaginează-ți, limbă, pa. Știi să spui ceva? Hello? Hello, da, dar hello-ul cui? Că n-am avut cu cui să-i spun hello, că ăla nu m-a așteptat. Da, ăla nu m-a așteptat. Măi, imaginează-ți. Nu, am zis deci că mor aici. Cum te-a așteptat nimeni la aeroport? Nu m-a așteptat la aeroport. Acum, dar eu în ce direcție să o iau? Aveai ceva bani? Mă, bani aveam. Aveam, cred că aveam în jur de vreo $2000. Da, dar dacă stătea la hotel, într-o săptămână se termină. Nu, dar nu asta problema. Aș fi vrut să ajung la un hotel. Dar cum? Cum ajung din aeroport? Și mă duc la un acolo. Mă, pentru faptul că n-am avut 25 cenți să dau pe telefon de ăsta public, să-l sun pe ăsta, că am văzut că nu mă așteaptă nimeni, avem doar cartea de vizită. Și mă duc la cenți și am zis eu acolo, aia nu a vrut să se mă. Și eu m-am văzut cum sunt tunică. Și am văzut un grup de călători care mergeau în treaba lor. Măi, și mă duc după grupul ăla. Grupul fiecare s-a împrăștiat în treaba lor. Eu am crezut că merg și ăștia la o ieșire undeva. Da. Și când m-am văzut, într-un loc, cu un singură tip brunet negru, care o văzut că eu sunt pe nicăieri să par. Aveai o valiză? Aveam valiză și eram și foarte cochetă. Așa, cu o brăniță, cu o chestie, frumușică, tinerică, în 80-40. Și ăla stătea la 3 metri, zic că ăsta vrea să mă omoare și gata, eu nebunită. Unde m-am oprit, nu era niciun loc de refugiu, nimic. Măi, pe 6-8 benzi și mergeau mașinile una după alta, așa. Eu mă uitam și la șofer să vedem cum arată. Măi, zic, la unul, nu mă urc la unul ăsta cu față de bătăuște. Aveai o adresă, aveai ceva? Nu! Avem doar adresa, număr de telefon al ăsta și hotel Capșa. Atât. Hotel Capșa. Așa. Și mă duc, dau să opresc o mașină, când l-am văzut pe ăla cum arată la volan, zic, oh, nu, ăsta mă omoară. Și am dat la următorul și m-am uitat, mă zic, unul mai european așa. Și opresc, ăla n-avea de gând să oprească. Și eu mă repet în fața mașinii, ăsta s-a speriat că o fi crezut că vreau să mă sinucid. Și oprește, mă, se uită la mine, frumușică, tinerică, mă urcă în mașină, ăla a rămas acolo și s-a uitat după mine și ce zic, am pierdut victima. Și mă urcă în mașină și îi arăt lui ăsta, vorbi n-aveam, da. Și tot timpul drumului am memorat, acolo avea legitimația lui. Așa, dar zic, numai să ajung să fiu vie și să pot să țin minte ce adresa... Cum îl cheamă? Cum îl cheamă, ia și niște, da. Și iară, ăsta, din când în când, mă vedea pe mine disperată cel mai lung drum din viața mea.
Și mai îngrozitor, mă vedeam moartă, zic eu nu scap de aici, și întuneric. Și cu o persoană străină, nu tu limbă, nu te mic, zic cine știe unde mă duce ăsta mă omoară. Auzi aici. Și el se uita așa din când în când, așa cu o voce blândă și ar fi vroit să mă întrebe și cu mine, dar eu pe și vorbi să-i răspund. Deci mut, el știe, eu mută. Când am ajuns și am văzut hotel Capșa, parcă-mi vine să plâng. L-am văzut pe Dumnezeu, așa cum a venit și a spus, hai că te-am salvat eu. Și într-adevăr Dumnezeu, vreau să spun, costa vreo 8 euro și eu n-am avut mărunt și i-am dat dolari și i-am dat 20. Ăsta când o văzut parcă s-a uitat așa, mă, cine o fi asta, cu uite bani are, dar e speriat rău. Și intră înăuntru, orchestra era la masă, ăla, Dumnezeu să-l ierte, stătea într-un colț acolo. Care trebuia să te aștepte. Care trebuia să mă aștepte. Și când am intrat și l-am văzut pe el, am spus, de ce nu m-ai așteptat? Nu te-ai gândit că sunt un om prea tânăr să mor și că am un copil acasă care mă așteaptă? Am lăsat valiza, m-am ajazat la masă și le-am spus la băieți, zic, vă rog să mă iertați. Și am început într-un hoho de plâns de ăla să mă descarc. Și ăia se uitau la mine, eu auzeam ce vorbesc. Stai să uite, mă, e întreagă, săraca, și-o fi pățit. Laura, și cu tine. Lăsați-mă să mă răcoresc. După 40 de ani ăsta a rămas așa un om care îți umple ochii de acum și acum? Da, da. Și intră vreo 4-5 acolo, clienți, și se uită așa la masă și ei îl cheamă pe ăsta, pe patron. Măi, aia nu-i Laura Lavric? De ăștia, da. Și erau tocmai din Bucovina. Nu ne faci un program. Japa am făcut imediat un program. Dar tu veneai după 12 ore de mers cu avionul. După 12 ore, n-ai treabă, nici o treabă, nimica. Și bine, după 12 ore, nacazul a trecut și bucuroasă că a scăpat cu viață. Deci concurau mai multe aspecte. Ai făcut primul spectacol american. Primul spectacol acolo și am făcut vreo 400 de dolari. Așa, și ăștia, zice, sunt parte eu, că așa e normal. Nu, Laura, ține pentru tine. Vai de șina mea, săraca, de din când eu muri, soacă, cântariu mai jelești, paharul cu tângolești, dacă tare strica plină, ca un tânt una prișină, când e truța ei, săracu, fugi din uși vedica. Între timp, zic eu, plec de aici, și vine unul, zice, și-i povestesc, măi, Laura, fii atent că este o moldovean, că din Bacău, zice, care are restaurant aici, Dacia se cheamă, zice, și vii la dânsa, zic, mă duc de la ăsta de adisară, dorm aici, dorm la ăsta acasă. Ne ducem acasă la el, Lulescu pe un pat, eu pe un pat, Maria Cornescu și ea acolo. Deci niște condiții de... Bă, condiții de cele, de bataie de joc. Da. Baia avea o mare ușă extraordinară dintr-un țol. Un țol era în ușă, nu exagerez cu nimic. Ăștia care vineau și să lăudau pe cine sunt. În traducere liberă pentru restul țării, țol înseamnă... Un covoraș, ca să nu un spun covor, preș. Un da. Țol, un preș, un preș, un, sau cum să-i spun. Da. Și seara mai și începe. Lulescu, te rog să mă ierți. M-am început o sfără ea la mâncătoare. Păi, auleu! Măi, Lulu, întoarce-te pe partea cealaltă de el. Măi, lasă-mă, că destul m-au atacat ăsta cu restauratul. Cum să mai mă întorc? Pe care parte să mă întorc? Pe care vrei tu numai nu sfără ei? Măi, ce să fac? Auzi și-mi treci prin cap, ca o femeie nebună. Și-mi pun niște pâine proaspătă, bagă în urechi, aia să uscați frământuri, zic, acum după și că plec de aici, zic, și surdă. În sfârșit. Măi, asta, Maria, mergem să mâncăm a doua zi, mă rog, cu somnul am fost, vai de capul meu, mă, și avea ăsta un câine flocos și răpănos și mare și așa la flământ mort, că se vedea că era slăbănogă. Ia uite ăsta, mai ține și câine. În New York? În New York, dragă, la un apartament în New York, da. Sună frumos. Orașul care nu doarme niciodată. Da. Nici eu n-am dormit. Așa. Și pe un vas așa, sus acolo, deci dacă era pentru câine, trebuia să te iei undeva. Niște bulinuțe așa, eu moarte de foame. Maria zice, hai că mă duc să fac un duș, zice, și pe urmă tu și mergem să mâncăm. Eu nu mai puteam răda de foame, zic, până asta, zic, stai să iau o prăjitură de asta. Eu una o mănânc, bă, dar n-are niciun gust. Era mâncarea cățelului. Era mâncarea câinelui. Mă, zic, am mâncat și mâncarea, zic, tu, Maria, gospodarul ăsta care se dă mari boier, zic, nici prăjiturile astea n-au gust, da, aia să le ieși în baie. Păi ce-a lăsat câinelui? Bă, lui flocosul ăsta, mâncat eu mâncarea lui, aoleu, și rău am ajuns. Și bineînțeles că m-am dus la alt restaurant și lucrurile au decurs
destul de bine. Dar tu veneai din Bucovina, cu un repertoriu ca de la tine din sat și, da. Da. În fine, șlefuit cu tot ce șlefuit, însemna da, zona Botoșanului, a Iașului, a da, Sucevei. Cât am, da, la Suceava am fost angajată numai 2 ani de zile, prin căsătorie am venit la Botoșani și în Botoșani, la Orchestra Rapsoză Botoșani cu Ioan Cobâlă, pe care îl salut, am stat aproape 20 de ani și acolo chiar am găsit un repertoriu frumos, ca și în Bucovina de altfel, dar diferit. Chiar dacă diferența este numai de vreo 45 de ani... Da, asta cu tralalilululu pe care le ai toate diferit. Melodiile? Cum? Ai ceva care spui foarte repede, tralili, ceva nu poți să le iau. Da, 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 da. Nu, că nimeni nu se pleacă, da, când trebuie să nu mă pleacă, da. Și atunci asta vrei, vrei, ai văzut și Guram, mai vrei să stai și un bărbat cu mine? Uite și Guram! Dar ia uitați-vă la mine, tererem, tererem, hai și nu mai treci în mine, tererem, tererem, ești la joc, ești la cântată, tererem, tererem, ești la dulce, ești la rătată, tererem, tererem, și nici joacă lângă mine, tererem, tererem, da, tătă vară mergi în mine, tererem, da, dacă zuliciule să și da! Când mergeai în Statele Unite și ai fost, cum spuneai, de 5 ori și câteodată stăteai aproape cântam. Un an, cântai așa ceva? Nu, cântam numai trandafir de la Moldova, că era un moldovean, unul care lucrase la drumul și podul. Laura! Seara, la prima oră. Trandafir de la Moldova și Mărie și Mărioare, că mă grăbesc. 7 dimineața. Stăte, nu se mai grăbe. De fapt, da. De fapt, Statele Unite a fost cel mai mare compromis pe care l-ai făcut, ca să strângi niște bani. Un compromis, dar care mi-a rezolvat situația mea financiară. Atunci am putut să cumpăr primul apartament, îi spuneam lui Victor, pe urmă, între timp și următoarele dăți, întrebam, măi, Victor, acum eu mă gândeam să o proprietate, nu știu ce, ceva, ca să fiu eu deci proprietar. Deci sărăcia din care ai trecut te-a da. Făcut să fii și mai economă. Bine că și mai atent. Totdeauna am fost, așa am cumpărat apartamente, eu totdeauna toate ideile lui Victor, le-am ascultat și am făcut foarte bine. E bine că de multe ori să ascult și de copii. Eu l-am ascultat, am dat aprobarea și așa, și cu pensiuni și cu spații și toate care mi le-a propus, la toate am fost de acord deci, și am făcut foarte bine. Deci acum ești un mic mogul imobiliar. Mai da, în glumă, mai dar serios. Care se datorește numai lui ficiorul meu, că eu doar am fost cu aprobarea. Și cu financiar, dar financiar a câștigat și Victor, au fost turnee în Japonia, pe urmă au avut Victor trupe e absolvent de conservator. Da. Am pus bani împreună, așa împreună îi punem și acum. Eu știu de la părinții mei și de la oamenii din sat gospodari, măi, deviza aia, bani albi pentru zile negre. Am atâtea exemple care au câștigat foarte bine și la ora actuală poate n-au un apartament al lor, proprietate. Nu se poate, că nu știi, câștigi azi mâine, dar poate poi mâine nu mai câștigi. Dar poate te lasă glasul, dar poate te îmbolnăvești. Ce s-a întâmplat? Să nu mai poți cânta? Ai avut vreo perioadă în care ai simțit că vocea în America, cântând. Măi, mai schimbam tonalitățile și îmi trecea, reveneam la tonalitatea inițială în timp ce cântam. Să-ți treacă răgușeala în timp ce cânti. Da. Cântai în fiecare muncă, seară. Muncă foarte, foarte mare. Vreau să spun că mă apropiam de restaurant și îmi curgeau lacrimile și nu știam că plâng. Și ăia băieți cu care cântam, Laura, mai du-te în România, că zice, ne pare rău că noi câștigăm bani cu tine, dar zice, boala de nervi n-are leac. Vineam în țară și îmi puneam melodiile mele ca să pot să fac playback la televiziune, să pot să cânt. Pentru că acolo nu cântai decât unul venit într-o seară. Măi, dar eu știu repertorii din țară, din toate zonele, mai ales știind că-s bănățeni și ardeleni, eram pus la punct cu toate doinele, cu tot absolut. Cea mai mare comunitate era de bănățeni. Tito. O făcut foarte bine. Sârbesc. Da, Bănatul Sârbesc o făcut foarte bine. Știi ce le-a spus lor? Că povesteau ei. Le-a spus așa, mă plecați. Nu ca restricții la noi, știi, în vremea lui Ceaușescu. Dacă stăteai de vorbă cu un străin pe stradă, imediat te chema la securitate. Zice, liber să plecați unde vreți. Dacă vă place acolo și vă convine acolo unde mergeți și vă simțiți bine, rămâneți acolo, dacă nu vă întoarceți în țară. Și foarte mulți s-au întors în țară cu bani și au
și au făcut afaceri și așa. Au, sunt unii care n-au mai plecat din America și veneau, aveau fabricuții din astea, cum le spuneau, ștrecărai la bluze din astea așa. Uh-huh. Și ei ne dădeau bani. Și mi-amintesc, mă, cum să fac eu repede bani, să fac bani. Și vine unul și spune, Laura, cântăm Zelene Oce. Dar eu zic, auzi, și Zelene Oce, mă, și cu tine. Izdalime, prietele, și cu tine, mă, și melodii. Dar cum nu le știi, cum vorbeau eu? Dar de eu să știu? Păi dar cum, pe sunt pe casece? Păi mă, dar eu sunt româncă, eu nu știu, dar îți învăț. Mâine seară ți-o cânt. Dacă nu ți-o cânt, plec în România. E o ambițioasă, cum sunt de felul meu. Apoi când o intra prăușă, s-o înșepi. Eu am înșepat-o când o intra prăușă, cum a spus el. Dar nu era client și el așa dădea banii să-l vadă cineva, știi, nu dă... A, deci nu-i trebuia public? Normal. Nu putea să-ți dea banii fără... Nu dădea așa, că îi place lui cânta. Aha. Îi place, dar fără îi place galerie. Să-și-l vadă. Da. Așa, să zic, eu te și bărbatul, bă, dă bani la... Deci asta era fala lor, să dea bani. Ai o reche muzicală atât de bună? Deci, da. Dacă auzi ceva, poți să redai și într-o altă limbă? Melodiile colegilor de breaslă, știi, imediat să le fredonezi? Da, bineînțeles, nu există. Stai că-ți fac un test. Să vedem ce recunoști, ce poți să fredonezi. Dăm puțin mai tare. Mai ții minte, măi, dragă Mărie. Cine cântă? Maria Lătărețu, care a și murit în cabină cu mine. Gurcoț la vie. Și tu erai mică măriuță, nu știi să dai nimiță. În cabină cu tine când? Era înainte de Revoluție. Fac ăia de la Botoșani turneu cu Maria Lătărețu, Ion Schipoancă, eu și Ion Luican. Impresarul îmi spune, Laura, la hotel încă nu s-a dat căldura. Și vine Maria Lătărețu și o să-i fie frig și asta, o iei la tine. Vai de mine, dar sunt onorată, cum să nu? Cât de în vârstă era? Așa, 61 de ani. Și vine la mine și asta, zic, doamna Maria, zic, măi, fatu, că mă lași să dau un telefon. Am cântat la o nuntă de olteni, zice, m-a omorât și cât am cântat. Și sunt cam obosită și asta. Și dă telefon la menajera pe care o avea ea. Auzi, să stai fără grijă, am ajuns la Botoșani, sunt la o cântăreață pe care eu o iubesc, o știu din micuță și este tare amabilă și drăguță, să stai fără grijă, că mă simt foarte bine, ai grijă să nu treci pe parchet acolo să faci urme. Nu știu, da, eu dat indicații. Mergem la repetiții, își fixează tonalitățile, nu știu ce, bun, mergem la mașină. Doamnă, dar nu mâncați nimic, mă simt prost, sunteți în casă la mine. Nu, nu, nu pot să mănânc. Zice, mă doare capul de nu mai pot. Deci ne-am dus la spectacol. Seara, a doua zi, ea nu a dormit deloc. Și eu mă duc, mă intersectez cu ea la baie, na, stăteam la bloc, aveam o singură baie și o văd legată la cap. Iubita mea, n-am dormit deloc toată noaptea. Vai de mine, zic, haideți să mergi, că eu stăteam peste drum de spital. Haideți să veniți cu mine, zic, să vă vadă un medic. Nu, mamă, că mă duc, zici, duminica viitoare, zici, terminăm și turneul, asta fiind luni. Zici, și am de făcut parastas pentru tică și mă duc eu la medicii mei. Mă rog, nu puteai să o duci cu forța. În mașină, mă, un drum de ăla, de un magrob și o scuturat și parcă acum o văd stând cu capul lipit de geamul autobuzului. Dar eu zic, dar de ce? Zice, să mă scuturi, să parcă nu simt așa durerea de cap. Ajungem acolo, intră Schipoancă, intru eu și intră Maria. Și urma încheia Ion Luican. Schipoancă se duce cânta Luican, ca să vezi, parcă a fost o regie, cânta. De-aș mai avea acum vreo 20 de ani. Și ăsta, măi, mă duc să văd, să ascult romanța asta, că-mi place. O văd că vine Maria, plângând, și se oprește în fața oglinzii. Oglinda era numai în camera mea, acolo, pe perete. Și se uită și plângea. Și eu, doamna Maria, așa-i că vă doare tare capul. Dar ea, plângând, cred că mi-a plesnit o arteră la cap. Dar eu, pe moment, pur și simplu nici nu știi ce să spui. Laura, unde este
o cană cu apă, o găleată cu apă, să iau pastile. Asta era și cu niște pastile în mână. Și eu parcă eram șocată de ceea ce a spus, că trebuia să mă ridic, să mă aplic. Ea a simțit că eu plesnit la capăteră și că s-a aplicat în jos să iei apă. Bine, din putea galeasă, să fie doar o expresie, să, da. Da. Mai, ea bea pastila și înapoi plângând în fața o clienție, își lua la revedere de la toată lumea și plângea și eu înțepenită, mă uitam. Doamne ferește, ce-a spus femeia asta. Orice se poate întâmpla. Bea pastila, ajunge la pat, se întinde în pat. Am auzit cel mai puternic răcnet din viața mea. Când a răcnit odată, Doamne, că ea, în al doilea spectacol, își schimbase tonalitățile și toată formația a rămas surprinsă. Zice, dar de ce? Doamna Maria, n-ați cântat niciodată din tonalitățile astea. Măi, zice, simt că nu pot așa, dar ea, știi, urma nenorocirea. Și atunci eu am stat un pic, zic, să vedem ce se mai aude. Zic, poate o țipat așa ca să-și regleze glasul, știi? M-am gândit eu. Și la un moment dat aud un clocotit de asta, o răsuflare grea și cu zgomot așa. Și am făcut semn să oprească spectacolul, când tai un lui Can, el nu s-a oprit. Și s-au văzut agitații, știi, în sală, și zic, poate este cineva, un medic ceva pe sală, întâmplător, era un asistent medical. Și-a venit ăla repede, și, na, să consulte, să fac ce să consulte, noi ne uitam speriați, zic, Doamne, zice, aveți o oglindă? Zic, da, avem eu. Știi, sticlă să vadă, să-i pui la gură, să vadă dacă respiră. Deci era... Propodiză. Da, rapid. Am stat acolo până la 4 dimineața, când am ieșit. Apropo de cânticul ăsta, băieții din formație, la geam, am spus noi repede să se aducă unul, a adus o căniță și am pus o lumânare, bine că era, na, era sfârșită deja. Și cântat acolo, mai ții minte, mai dragă Marie, la geam. Și ne-am urcat în autobuz și să vezi, să vii acum o oră, două ore, să vezi femei, să te uiți, să vezi locul gol, ca să vezi ce înseamnă viața. Am păstrat un moment de reculegere și vreau să spun că a fost pusă acolo la Teatru Național din Botoșani. A fost pusă și cu era muzică funebră, da. Și băieții de la filarmonică, tot din două în două ori, în frac, îi țineau de acolo. Dar a spus șoferul nostru de la Rapsoz, a spus că el a mers cu fiul său, s-o ridice acolo. Măi, toate satele din jur au îmbalsămat, au spălat-o. Nu se putea vedea de flori. Acolo, în cabina ce e acolo. Și toată spălată și îngrijită și aranjată și tot, și cu lumânări. Atât de departe de casa ei. Da, atât de departe de casa ei. Dar vezi că, cum să spui, tu aparții acestui public și ca actor, și ca moderator, și ca cântăreț, și ca tot. Deci, dacă publicul te-a format, el vrea ca tu să fii al lui. Și m-ai dus la pălagilor, dar eu nu știam nică să nor. Aveam cămășuță cu altiță, nu știam să-ți dau ție guriță. Mi-e și frică să mai mă duc la următoarea, melodie pe care o pusesem aici, așa deoparte. Da, Ioana Radu. Mai vin o seară pe la noi, mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. Mai vin o seară pe la noi, Ionele dragă. Poarta e deschisă, lampa e aprinsă, mama s-a culcat, iar eu te-am așteptat. Lampa e aprinsă, poarta e deschisă, mama s-a culcat, iar eu te-am așteptat. Are folclorul românesc niște refrene? Da. Pe care le cântă toată lumea. Astea sunt, de aia eu totdeauna sunt atentă la melodiile mele, ca lumea să se regăsească și ele vor stăpâni pământul.
dacă sunt luate din pământ, din lumea satului, care sunt originale. Tot ceea ce este original va dăinui peste timp. Dar care e locul folclorului acum la o petrecere la care aproape de fiecare dată... Să știi că depinde de zona. Apare și altfel de muzică, da, balcanică, manele, da, altfel de... S-a întâmplat eu să mă duc la nunți, unde am întâlnit și pe Salam și pe nu știu care. Ei se înconjurat acolo și au făcut bani, știi, cu dedicațiile respective și eu am făcut nunta. Că la mine, la Hore și la Bătuți și la Sârbe au venit toată lumea la joc. Na, asta e, cam asta e. Și până la urmă să știi, poți să cânte manele, poți să cânte ce ori fi cântat și nuntă, cât de sofisticată să fie ea, fără folclor nu. Să mai dau un exemplu, să vedem dacă îl recunoști. Stai un pic. Uite acum. Da, Benoni Sinulescu. Chiar așa, din primele acorduri. Da, cum? Păi, măi, astea sunt melodii cunoscute, sunt melodii care dăinui de atâția ani de zi. Trece mama rodului, măi, din ochi negri lacrimând și de rodul întrebând, rodul mami, rodule, măi. Ceva mai de aproape de casă. Sofia. Și asta? Bucovina. Ei, și ne poate fi. Hai, nu mă liniște, sate, hai, liniște, sate, poate, tiri-li-li-li. De exemplu, la Sofia mai e și câte o doină, are baladele ei, are bocetele alea pe care le-a da. Dar la tine nu prea. La ba tine da, să știi că eu am și eu bocete și asta. Dar am și doină. Uite, de exemplu. Mult mă întreabă șetina de și nu-ți verdi ca ea, mă. Da. Am început cu dumneavoastră, ne-am dus la tu, ne știm de atâția ani încât da. Am simțit că așa mi-e mult mai aproape să stau la povești cu tine. Mă gândesc dacă, pentru că totuși, oricum ar fi folclorul și oricât de special sunt oamenii care da. Îl cântă, e competiție, e o lume în care fiecare se luptă pentru bucățica lui de prăjitură. Se știe că da. Multe dintre toate vreau înfruntările au devenit da. Publice, din păcate. Da. Ăștia tineri te sună? Cu ăștia tineri îi sun eu, că sunt o echipă sunt de ăștia tineri, da, da, o generație serioasă. Bună, unde e Brădățan, Haisan, Flutur, Macovei, sunt câțiva care, într-adevăr, sunt buni. Uite, sunt care păstrează și folclor autentic și fac succes. Unii spuneau, zice, a, pă nu, că trebuie să cânți, măi, și din astea, așa, cum vrea publicul. Măi, eu cânt pentru publicul care iubește cu adevărat nația română. Folclorul tradițional este emblema nației române, este identitatea românului. Și eu pentru ăștia cânt. Laura Lavric. O artistă, o interpretă de folclor care zice că nu-și lasă decât foarte rar opincile și numai și că de noroi mai le las. Femeie de afaceri, bunică, mamă, călătoare, da. Artist care e obișnuit acum cu camerele de la vederi, cum sunt alții obișnuiți cu mersul încă la câmp, cum se întâmpla în copilăria ta. Da. Din toate ai luat câte puțin. Da. Dar dacă ar fi să alegi una singură dintre ele, care ar fi? Bineînțeles, cântecul. Slujbele pe care le-ai avut. Cântecul. Rămâne asta cu cântecul. Da. Oamenii se pregătesc de învierea Domnului și suntem în Duminica Florilor. Eu încerc ca pentru mine florile să fie tot timpul vieții. Să nu fac rău. Nu beau cafeaua până nu mă pun în genunchi să mă rog la Dumnezeu, să-i mulțumesc că m-am trezit și că pot să-mi văd copilul și nepotul și lumea și televiziunea și de-abia aștept să văd publicul. Bine, da. Ai trei dorințe la care avem speranță că găsim și împlinire. Care s-a dat? În primul rând să fiu sănătoasă, să-mi trăiască nepotul
și băiatul și toți cei dragi din familia mea să trăiască, să-mi trăiască publicul. Și mulțumesc pe această cale pentru faptul că m-au făcut celebră și mi-au dat acest nume de care să mă bucur și să fiu fericită. Îți mulțumesc frumos și îți doresc un singur lucru dincolo de sănătate și râsul ăsta da. Care ne încarcă pe toți. Da. Să nu te schimbi niciodată. Da, nu, nici n-am cum să mă schimb și aș dori ca toată lumea să ajungă la zâmbet, să fie numai zâmbet pe fețele noastre, în sufletul nostru. Așa că sărbători fericite le doresc tuturor românilor acolo unde se găsesc. Măi, badic, tu vin în coa și tu îndată loc să-mi faci și tâniți, măi, pleacă șofete, nu mai stați lângă parete. Hai, da, roate, 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 tot când pleacă șofată, e batute și tot sus, uite, roata cu s-o dus, e batute și tot sus, uite, roata cu s-o dus.